Dragii mei, în 2016 au avut loc alegeri locale, mai sunt câteva luni și vor fi din nou în România, așa cred, așa spun guvernanții. Acum nu știm dacă în luna septembrie sau în iarnă sau în primăvară. Important este că a sosit un moment al bilanțului, dar înainte de astea trebuie să vă mărturisesc, dragii mei, că nu mai sunt vremurile așa cum erau anul trecut sau anii care au trecut. Poate învățăm de la viață că pot apărea și tot felul de chestiuni de surpriză și de aceea zic eu că astăzi ar trebui să vorbim împreună cu invitatul meu despre situația oamenilor, a cetățenilor din Târgu Ocna. Acesta ar fi un început, pentru că astăzi vom avea mai multe teme de discutat cu primarul Ștefan Șilochi, căruia îi spun bun venit, bine ați venit din nou în studioul nostru. Bine v-am găsit. Domnule primar, dumneavoastră întotdeauna aduceți aici în studioul nostru o rază de speranță, de bucurie, de muncă, muncă pe care dumneavoastră o susțineți cu atâta dragoste pentru oamenii din Târgu Ocna și nu vorbim doar de un oraș, ci de o stațiune. Târgu Ocna este, cred că, locul preferat al multor români care vin în vacanțe. Iată, anul acesta e un pic mai specială situația, dar totuși cred că dacă lucrurile se vor mai destinde și sperăm din tot sufletul, deși anumite statistici arată o creștere a cazurilor de coronavirus, sperăm totuși că în această pauză de oarecare relaxare, totuși oamenii mai vin și vin la Târgu Ocna, în primul rând pentru aerul curat, pentru condițiile climaterice foarte bune, pentru că ei găsesc oameni primitori și într-un oraș care s-a dezvoltat în ultimii 4 ani. Dacă ar fi să dăm filmul înapoi, să vedem cum stăteau lucrurile acum 4 ani și în acest moment vom vedea că lucrurile au progresat foarte mult. Haideți, spuneți-ne despre cum se prezintă activitatea în Târgu Ocna în aceste condiții de pandemie. Astăzi avem 62 de persoane izolate la domiciliu, au intrat 12 persoane, au ieșit 20, numărul lor este în scădere și nu am avut probleme deosebite, sperăm să trecem cu bine această perioadă. Au început să vină turiștii la Salina, sperăm să se redreseze situația, pentru că în această perioadă au avut de suferit toți agenții economici, neavând turiști și sigur și noi în primărie nu am încasat taxele pe care le-am estimat. Sperăm să trecem cu bine de această perioadă și să revină totul la normal. Știu că la Salina parcă s-au mai făcut modernizări, a fost și perioada în care fiind mai puțin turiști au avut timp să-și reorganizeze activitatea acolo. Am auzit vești bune și din ceea ce privește pensiunile au avut lucrări de renovare, reabilitare a instalațiilor sanitare, a centralelor termice și așteptăm cu drag turiștii. Noi avem 30% din turiști din Moldova și Ucraina. Sperăm că și de acolo să revină la noi, așa cum o făceau de fiecare dată și noi așteptăm cu mare drag. Cum ați gestionat această situație, care sigur a fost destul de complicată? Care au fost măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră ca administrație locală? În toată această perioadă primăria a funcționat la capacitate maximă, toate proiectele pe care le avem noi s-au derulat în condiții normale. Am pus în aplicare toate măsurile de protecție cu salariații. În oraș am sectorizat orașul în 8 sectoare, salariații primării s-au ocupat de fiecare sector și am trecut cu bine toată această perioadă. Noi sperăm să se termine cât mai repede și să putem să intrăm cu toate activitățile în normal.
A fost o perioadă, în schimb, mai agitată în ceea ce privește partea de social media, da? Pe Facebook, au fost tot felul de acțiuni care, sigur, multe în favoarea dumneavoastră, dar au fost și persoane care v-au reproșat că doar 15% din activitățile pe care vi le-ați propus s-au îndeplinit. Puteți să ne detaliați ce s-a întâmplat de fapt, pentru că vrem să știm care este sursa acestor lucruri care s-au prezentat. S-a făcut o afirmație total neadevărată, ca să nu spun mincinoasă și tendențioasă, la adresa activității primarului din Târgu Ocna, dar a afectat nu numai primarul ca persoană, că de mine aveau voie să spună orice, dar au bulversat total activitatea care s-a desfășurat în oraș cu aceste proiecte. Sigur că atunci când faci această afirmație, o persoană neavizată, un cetățean oarecare, nu ai pretenții că nu cunoaște situația, dar atunci când o face o persoană avizată și mai ales un deputat, sigur că lucrurile nu sunt în regulă. Și aș dori să permiteți să vă pot prezenta care au fost și efectele acestei afirmații. Vă rog. Dar doresc să... Puteți și citi, dacă să documentez aveți, puțin. Să documentați, deci afirmațiile s-au făcut în data de 6, de 7, de către anumite persoane. S-a început în data de 4 și ulterior, în mai multe zile, a fost o campanie, se pare. A fost o campanie. Acolo s-a reluat scenariul de la strada Salinei. Și acolo, dacă vă mai amintiți, au venit tot felul de specialiști, lucrările au fost întârziate, că nu s-au făcut la termen și aș dori să spun câteva cuvinte de Salină și apoi să revin aici, pentru că scenariul e același. S-au făcut afirmații gratuite că am întârziat lucrările la Salina, lucrările au fost întârziate pentru că au fost niște probleme tehnice acolo, s-au asistat lucrările, s-a dispus venirea corpului de control. Da. Știți, ați fost și dumneavoastră la ședință când am prezentat materialul, dar corpul de control a constatat că s-au făcut lucrări de calitate, că lucrările suplimentare care s-au făcut trebuiau făcute. Dacă vă amintiți, cei de la care au venit atunci au spus că să preiau ei contractul, nu s-a putut prelua contractul pentru că el era în termen și din punct de vedere economic, și din punct de vedere juridic, și din punct de vedere tehnic. Apoi, văzând că nu aduce nimeni bani așa cum au promis, din bugetul local s-a făcut Salina. Cetățenii orașului Târgu Ocna știu și s-au convins că toți cei care au fost nu au făcut decât rău localității, pentru că au întârziat cu 6 luni lucrări care s-au făcut în 2 săptămâni după ce s-au terminat controlele. Acum se fac aceste afirmații și fac comparație cu Salina, că aș dori să vă expun care este situația Colegiului Național, de exemplu. În data de 9.3.2017 s-a făcut solicitarea la Ministerul Dezvoltării. În data de 18.1.2018 s-a semnat contractul de finanțare. Da. Și aici trebuie să spun că sunt niște mici probleme. Noi am solicitat anumite școli care să intre în renovare. Acolo s-au făcut tot felul de intervenții și au apărut alte unități de învățământ, nu cele care le-am solicitat noi. Și sigur că a creat o mare nemulțumire în cadrul unităților de învățământ din oraș și atunci noi a trebuit să intervenim și am făcut alte proiecte pentru școlile care au fost. Și să continuăm. La colegiu, de exemplu, că aici este problema. Pe data de 18 ani s-a semnat contractul și au avut loc două licitații, una a fost anulată și la a doua licitație, în data de 25 ianuarie 2019, s-a încheiat contractul, numărul nu are importanță acum, având ca obiect servicii de proiectare și execuție pentru modernizare și dotare colegiu. Autorizația de construire a fost emisă în data de 18.02.2020. Deci să fie foarte clar, primarul a făcut demersurile pentru obținerea finanțarea, a semnat contractul de finanțare, din momentul în care a semnat contractul de finanțare, toată activitatea a revenit comisia de licitație. Dumneavoastră, practic, nici legal nu aveați cum să interveniți în activitatea comisiei. Ați sesizat foarte bine. Gândiți-vă, președintele comisiei de achiziție este președintele PSD și administratorul public. De altfel, un bun profesionist, un specialist în domeniu și sigur că această persoană care a făcut afirmația putea doar să dea un telefon și să spună că
care e procentul adevărat, pentru că o să vi-l prezint eu care este. Sigur că autorizația a fost dată pe data de 18, semnată. La două zile am reușit să dăm ordinul de începere a lucrărilor și, sigur, există 540 de zile termenul de execuție a lor. Lucrările se desfășoară în condiții foarte bune și la ora actuală, la toate lucrările, avem realizate următoarele procente. La grădința Piticot B, 65,39%, la Piticota 53,98%, la colegiul 30,67%, centru la creșă, aici am făcut de două ori licitația, este pentru a treia oară când scoatem la licitație. Cele patru străzi sunt realizate 100% și cele 8 străzi 100%. Eu înțeleg deci că... De unde e cifra aia de 15%? Păi nu știu, eu știam că și era. Chimie se lucrează cu procente și da. 15% nu e păi dumneavoastră aveți cu 30% nici cu 65%. Dar acum că a făcut o afirmație și a repetat-o în mai multe rânduri ca să arate cât de incompetent este primarul, dar eu aș dori să vă spun dumneavoastră ce efect a avut această afirmație. Gândiți-vă că imediat a sosit corpul de control, pentru că la asemenea afirmații, când eu raportez, pentru că aceste raportări care le-am făcut eu sunt realizate, lucrări sunt recepționate de Comisia de Recepție și acolo este domnul viceprimar președinte și sunt mai mulți specialiști. Sigur. Care verifică. Deci verifică Comisia de Recepție din primărie, apoi vine dirigintele de șantier, vizează, ajung la minister aceste situații de lucrări și apoi ministerul dispune plata. Ca două afirmații gratuită și mincinoasă a fost că avea bani în cont din 2007. Da, cel puțin problemă. Așa citisem falsă și eu problema, că... de acord, nu. Da. Deci gândiți-vă că deci, nu sunt bani fals. În cont. Banii abia în urma unor rapoarte se fac în baza acestor situații și dispun plată. Sigur că se repetă toată povestea, se sistează lucrările, se anunță corpul de control, vine corpul de control și constructorul, pe bună dreptate, în data de 9, la 3 zile, ne scrie următoarea scrisoare, care vă rog să îmi permiteți să o citesc. Vă rog. Considerăm că sunt îndeplinite clauzele din contract și solicităm rezilierea contractelor. Da, păi la atâtea presiuni. De asemenea, asigurarea conservării și paza acestora. Vă convocăm în data de 15-a 6-a pentru predarea obiectivelor în discuții. În cazul în care nu acceptați rezilierea pe cale amiabilă, vom solicita în instanță rezilierea acestor contracte și calcularea penalităților de întârziere și a daunilor. Sigur, citația de chemare în instanță și de asemenea prin cabinetul de avocatură, n-am să-i dau numele, ne somează, ne calculează total penalități 35.567 pentru întârzieri și sigur că noi n-am știut, dar s-au trimis scrisori și către cele două unități. Și uitați, aici ministerul spune că s-a dispus controlul. Și uitați și dumneavoastră, acum că a făcut, sau a încercat să facă rău primarului, dar gândiți-vă că a făcut rău cetățenilor orașului, elevilor din oraș, dar sigur. Cât rău a putut face profesorilor din oraș, colegilor din învățământ. Da, 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 sigur. Deci, și atunci, uitați, ce scrie școala generală numărul 1, gimnazială numărul 1, că prin adresa numărul constructorul îi somează și atunci dânsii ne informează pe mine. Ne informează primăria, da, autoritățile da, locale, da. Și spune, imposibilitatea funcționării unitate, desfășurarea procesului educativ, imposibilitatea susținerii examenelor. Deci, practic, un dezastru în învățământ. Deci, de la modul declarativ până la exact. Modul practic, sunt dacă declarațiile pe făcute care... atunci, 6 luni a stat drumul Salini, uitați acum ce se întâmplă. Dar aș dori să-mi dați voie să citesc și scrisoarea făcută de colegiul Costache Negri. Da? Da, da. Chiar directoare... că e important că vine din partea colegiului. Sigur că da, și aici doamna directoare și colectivul de acolo ne scrie și ne spune clar că întregul proces de învățământ la nivelul oraș Târgu Ocna s-a bulversat și sigur că ne roagă să încercăm să găsim o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Supărat a fost și constructorul, care spune, măi, da, voi nu mai știți să faceți socoteli? Cum puteți voi să mă jigniți, să-mi spuneți că eu am realizat numai 15% când am mobilizat toate forțele ca să putem să pornim aceste lucrări și sigur să desfășoare într-un ritm susținut. Noi ce am reușit să facem? Am reușit de această dată, ca și cu drumul Salinei, să achităm din bugetul local și n-a fost ușor pentru noi,
Până la această dată am plătit 1.300.000 din bugetul localității. Am în celelalte investiții, riscul a fost să nu dăm salariile, dar am făcut acest efort pentru a menține constructorul și a rezolva această problemă. Mult rău poate face o persoană din dorința de răzbunare, din dorința de a arăta nu știu ce ar trebui să arate, ar trebui să arate din activitate un deputat. Eu știu că trebuie să spună ce lege a făcut, ce articole de lege a făcut. Nu să vină să urmărească constructurile pe care le, sau lucrurile pe care le fac primarii și să facă afirmații gratuite. Deci iată, pe lângă problemele care vin din considerente sanitare de la pandemie, iată, vin probleme și din partea unor politicieni. Și ai noștri. Și ai noștri, da. Da. Și acum, pentru că persoana la care vă referiți vine chiar din mediul, nu, cumva din învățământ. Absolut, din învățământ. Da, și vă dați seama că are și o funcție importantă deputat și vă dați seama că a plecat din oraș de acolo. Dar știți, noastră, că unii când ajung mai sus acolo, uite de unde au plecat. Sigur că noi aici trebuie să facem o precizare că dacă sunt persoane vizate din discuția noastră și care știu foarte bine despre ce este vorba și doresc să dea o replică la ceea ce spunem noi aici, sunt persoane pe care noi le invităm ori în scris pe adresa noastră tvbucureștiarondia.com sau la telefon 0722410597 să ne contacteze și sigur acordăm dreptul la replică, așa este și corect și normal. Dumneavoastră nu ați avut această posibilitate să vă apărați nici dumneavoastră, nici constructorul, nici decât prin intermediul nostru al presei. Tocmai de ce vă mulțumesc. Și de aia mă bucur că ați venit și ați prezentat lucrurile astea. Nu este ușor în anul 2020 să fii primar al unui asemenea oraș când ai și piedici, pentru că e un concurs politic până la urmă. Nu? De acord. Suntem conștienți dar de acest lucru. Dar când lucrurile nu sunt clare și din dorința unora de a se răzbuna, da, apar au de suferit cetățenii, au de suferit elevii și au de suferit și sigur și funcționarii care au lucrat acolo, pentru că a fost o jignire pentru toată lumea. A fost o muncă de echipă pe care 15% când noi am realizat un procent destul de mare și noi încercăm ca înainte de termenul contractual să rezolvăm aceste probleme. Dacă vă amintiți dumneavoastră, la fel s-a întâmplat și cu Salina. Da, acolo da, da. Au avut de suferit turiști, au avut de suferit cetățenii, dar tot acolo din cauza... trebuie făcută precizarea că dacă dumneavoastră ați fi făcut compromisuri la acel drum, nu ar fi fost nici de calitate și aveați... Gândiți-vă dumneavoastră... Probabil că ați fost inspirat ca și tu un lucru de calitate până la urmă, chiar dacă a durat mai mult. Pentru că eu nu pot să răspund la recomandările partidului sau a unor persoane care nu răspund de ce este acolo și să fac lucrări de proastă calitate în termene pe care unii le doresc. Și ați văzut că corpul de control asta a făcut, a spus da, lucrurile. Noi am văzut și... De asemenea, nu pot să cer comisii de achiziții proiectantul X, proiectantul Y, noastră vedeți că la Târgu Ocna, dacă de la Vrancea este proiectantul de la ANL, cel de la Vrancea construiește, dacă la Casa de Cultură Vrancea, de la Botoșan la ANL, adică nu poți interveni. Gândiți-vă dumneavoastră ce ar fi însemnat când a venit corpul de control și a anchetat toți colegii să spună, știți că mi-a spus domnul primar. Da, sau a spus, sau domnule, spus de la partid intră... cineva, domnule, da, știi da. Că trebuie să... Domn primar, acum da. E clar că lumea știe că licitațiile se fac transparent, se fac legal, că e rolul comisiilor să-și facă treaba așa cum scrie de la acord. Carte. Dumneavoastră ați dorit tocmai, asta înțelegem noi și prin interviurile pe care vi le-am luat și în trecut, că ați dorit respectarea legii și v-ați luptat nu neapărat ca un reprezentant dintr-un anumit partid, ci ca un reprezentant a celor care v-au ales. Deci a ținut mai mult cu cetățenii decât cu partidul, ca să fie mai noi pe limbajul tuturor. Gândiți-vă da? Că eu nu trebuie să răspund decât în fața cetățenilor. Da? Eu iubesc târgocnenii m-au ales în această funcție și eu lor trebuie să le raportez ce am făcut și nici nu pot să execut așa, să stau ghiocel și să execut ordinele primite de la partid sau de la anumite persoane și să facem lucruri de proastă calitate, da. Pentru că eu nu dau, încă o dată repet, raportul, sunt puțin da? Primari care raportul au avut curajul decât, da, sigur, tocmai de ce sunt puțin și măsurile care... de sancțiune că dacă nu mai și măsurile au fost da, sigur că pe da. Tot dar măsurile, la aceleași exact, măsurile au fost pentru că
gândirea dânșilor nu mă deranjează, însă eu a trebuit să fac lucrări de calitate și să veți vedea că și aici facem lucrări de calitate și cei care doresc să vină cu documente, da? Nu vorbit fără să avem documente. Și vă mulțumesc că îi așteptăm cu documente să vină să demonstreze că afirmațiile noastre sunt greșite. Și dânșii pot veni cu o replică, dar vedeți, aici este rolul presei, din punctul meu de vedere, că una e rețeaua de socializare, unde toată lumea spune ce vrea și cum vrea, și alta este în fața presei să vii cu argumente, pentru că e mai ușor așa să stai în spatele unui calculator, să scrii după părerea mea, nu știu ce. Nu, acolo vorbim, din ceea ce spuneți dumneavoastră, de persoane cu funcții în stat. Sigur. Da? Și atunci responsabilitatea e mai mare. Și atunci trebuie să vii pe o altă cale, nu neapărat pe o rețea de socializare, să spui niște chestiuni. Da. A fost adică două corpuri de control când faci afirmația. Și ați primit și un control. Care ar trebui să cam știe despre ce vorbim. Eu am văzut anul trecut, cred că mi-a spus la dispoziție, cu rezultatele controlului din perioada respectivă, și am văzut că corpul de control a declarat pe negru și alb că până la urmă dumneavoastră ați procedat corect. Da. Așa am citit. La fel o să vă arăt. Cred că am și publicat acel document. Vă arăt și acum, corpul de control constată că nu sunt neconformitate. Iată, deci dar nu ce sunt. S-a întâmplat? De ce s-au amânat plățile aici și s-a blocat constructorul? Pentru că imediat ce a venit corpul de control, iarăși s-a blocat, nu se mai face nicio plată, constructorul are de încasat mai bine de 1 milion de euro, lucrări efectuate, recepționate și facturate și acum o luăm de la capăt, că după control depunem din nou documentația la minister. Da. Vedeți? Aici este marele necaz. Aveți o mare luptă, domn primar, sigur că în acest mandat. O mare luptă, sigur. Până acum, chiar până la urmă ați reușit și ați finalizat. Chiar dacă au fost greutăți, ați finalizat și eu sunt convins că și celelalte le vreți să duce la capăt. Pentru că există în primăria Târgu Ocna un colectiv de specialiști, există o colaborare bună și cu viceprimarul și cu administratorul public, chiar dacă sunt din partide diferite, scopul nostru este să avem lucrări de calitate și să mulțumim noi cetățenii. Noi aici trebuie să facem precizarea că noi nu vorbim de partide, noi aici vorbim de oameni și fapte. Exact. Știți? Și cred că asta ar trebui să fie ideea principală a viitoarei sau actuale campanii electorale. Faptele, oamenii și mai puțin politica. Cel puțin așa văd și asta o cer și telespectatorii noștri de foarte multe ori, care ne mai critică și pe noi, cei din presă, că prea politizăm aspectele astea. Ori eu vă spun, de foarte multe ori le-am răspuns, sigur că nu sunt adeptul să intru într-o polemică publică, le răspund în privat și le spun că o țară trebuie condusă de politicieni, este adevărat, nu poți, o țară trebuie condusă, ăsta e rolul politice. Presa trebuie să-și facă treaba, dar atunci când vedeți, vin niște lucruri și de la nivel național vin peste dumneavoastră, vin de sus în jos. Că până la urmă oamenii își doresc aceste proiecte, v-au susținut și susțin însăși Consiliul Local, care a aprobat aceste proiecte. Dar atunci când, eu cred că de aia spun că aveți lucruri foarte grele de rezolvat și mă bucur că sunteți un luptător, eu vă spun acum, a fost o discuție pe care am avut-o în 2015 cu un primar din județul Bacău, nu nominalizez aici, care și-a dat demisia. A plecat și l-am găsit angajat la un alt primar în județul Bacău. Zic, domnule, dar parcă erai primar, domnule, nu am mai putut rezista presiunilor. Nu spun nici din ce partid era. Da. Ideea este că aici trebuie să le spunem oamenilor cât de greu este să fii un reprezentant al lor, pentru că vin presiuni din toate părțile. Mai mult decât atât, vine și bilanțul celor 4 ani în care dumneavoastră trebuie să le spuneți, domnule, eu în campania electorală am propus cu tare, cu tare lucru. Uitați, aceasta este agenda mea. Astea le-am îndeplinit, astea le-am putut face, ăștia au fost banii, că și cu banii o poveste, domn primar, că banii nu sunt toți la primărie, banii sunt din contribuția cetățeanului, care bănuiesc că undeva gradul de colectare este undeva la, eu știu, poate la 80%, nu știu, habar n-am. Dar dumneavoastră v-am văzut tot timpul pe drumuri, la Iași, la Bacău, la București, ca să obțineți acești bani pentru a face proiectele. Da? Doresc să vă spun că, din păcate, și cei de la conducerea județeană și de partid au crezut aceste
afirmații și nu veniți. Da, este cunoscută situația dumneavoastră în ceea ce privește acest ceva. Vă rog. Dacă s-a spus că sunt un primar incompetent sau mai puțin performant, eu aș dori să fac o mică analiză pe câteva localități din jur, că sunt felicitați ceilalți primari și mai puțin eu. Sigur, un primar, ca rol principal, are să aducă proiecte, să aducă bani, sigur, se spune, da? Și uitați, dacă mergem pe venituri proprii, Târgu Ocna, am luat Târgu Ocna, Onești, Buhuș, Dărmănești, Dofteana, Târgu Ocna, 17% din total venituri sunt veniturile proprii, 26% la Onești, normal că e localitate mare, 16% la Buhuș, 18% la Dărmănești, 11% la Dofteana. Venituri proprii, mă refer la impozite și taxe locale. Așa. Și acum haideți să mergem la fonduri europene și PNDL. Deci fonduri atrase, da? Da. Din total buget, 46% sunt din Târgu Ocna, Târgu Ocna are 46%, Oneștiul 25%, Buhușul 37%, 28% Dărmăneștiul și 44% Dofteana. Dofteana având o situație specială, 15% sunt din banii Consiliului Județean. Eu felicit pe domnul primar că a reușit să convingă pe cei de la Consiliul Județean. Care un primar gospodar. Domnul Bușor face treabă. Și sigur că și din cotii defalcate, 31-42, am procentele aici. Și atunci îți pui întrebarea, care a fost criteriul care a stat la baza afirmației că ne pare rău, dar primarul nostru nu a fost performant? Pentru că vreau să vă spun așa, eu ca primar, cu echipa din primărie, am făcut un calcul câți bani am adus noi pe locuitor. Media venitului care provine de la cetățean, din impozite și taxe locale, în jur de 640 de lei, raportat la 11.300 cât e populația orașului, pentru fiecare cetățean din Târgu Ocna, am adus de 2,7 ori banii care i-a dat cetățeanul. Iată, un lucru bine deci noi, menționat. El a dat 640 de lei și noi am mai adus 1699 de lei pentru fiecare cetățean. Asta e performanța primarului. Am accesat toate fondurile care au putut fi accesate, da? Pe diferite surse și vom ajunge și o să vi le spun exact care sunt. Am vrut să... Eu mă bucur foarte mult, e prima oară când văd o analiză atât de completă, comparativă, da? Și cred că este important ceea ce a spus dumneavoastră, că și de asemenea aveți lucruri concrete cu care ați venit. Normal, și nu poți discuta. Așa, în general, politicieni știți mai spun. Poveste, știți să vorbești la marginea străzii, pe băncuță, acolo, pe asta. Și așa. Îmi plac cifrele întotdeauna când veniți cu și acum, concrete. Uitați, din 2002 am devenit stațiune, da? 2 ani după ce am ajuns, am reușit, deși documentația a pornit cu 10 ani înainte. A crescut bugetul localității de 20 de ori. Uitați, din 2000 în 2020, da? 20. Păi, și aici vă pot spune, în grafice făcute pe fiecare an discutăm. Așa discutăm. Așa discutăm și localitatea prosperă. Deci Târgu Ocna este o localitate care, la această oră, are venituri mai mari din activitatea economică decât din activitatea din impozite și taxe locale. Da? Deci eu vă spun că eu aș dori ca cineva să vină, da? Și să contrazică ceea ce am afirmat noi aici. Și acum haideți să mergem la bugetul acestui an. Vă rog. Bugetul anului 2020 este de două ori mai mare decât bugetul anului trecut. Da? Și aici, atenție, dacă secțiunea de funcționare e 44%, secțiunea de dezvoltare, care este de 56%, are 83% fonduri atrase. Contribuția noastră este de 17%. Și atunci, haideți să vedem... Deci până la urmă investițiile sunt foarte, foarte importante în viața unei... Dar și fondurile atrase. Și bineînțeles, prin fondurile pe care le-ați atras. Sigur că sunt câteva probleme. Ia spuneți-ne, ați folosit și firme de consultanță care v-au ajutat în această activitate? Sau... Nu. Avem firme de consultanță, avem un colectiv foarte bine pus la punct. La asta mă refeream. Aveți o echipă foarte bine pregătită. Care atrage fonduri. Deci aveți un compartiment specializat pentru această... Așa, cu colegi foarte bine pregătiți. Acum, din acest buget, cel mai mare buget din istoria orașului, au apărut câteva probleme în situația pe care o avem acum. A apărut ordonanța 69, în care trebuie să acordăm niște facilități, pe impozite și taxe așa, pe anularea unor obligații. Deci oamenii restante. Care și-au achitat taxele la timp au beneficiat de niște reduceri. Dar s-a decalat termenul din martie-iunie și apoi pe spațiile care avem noi trebuie să asigurăm facilități, deci la partea de venituri vom avea sume mult mai mici decât am estimat noi.
Dar aici vom face un regulament. Sigur, toți cei care doresc să obțină aceste facilități trebuie să depună o documentație cu cerere și sigur vom face și aceste facilități. De asemenea și din cote defalcate din impozitul pe venit, adică din salarii. Noi nu am mai încasat sumele pentru că această perioadă a fost în șomaș tehnic. Am auzit o discuție, nu mă refer la Târgu Ocna de această dată, a fost o discuție în spațiu public, anumite primării aveau cheltuielile acestea de întreținere, de funcționare mai mari decât investițiile. Eu cred că modul cum ați aplicat dumneavoastră, având un raport oricum destul de distanțat și mult mai mare cu investițiile, eu zic că acestea oferă și un orizont pentru viitor de dezvoltare. Sunt criterii de performanță. Și asta înseamnă performanță. Eu aș dori să mă aduceți un buget a unei localități, eu nu fac analiza niciunui coleg și am vrut doar așa să fac o comparație, să mă arate cineva care are 56% din buget pe secțiunea dezvoltare. Da? Și din cei 56%, 83% să reprezinte fondurile atrasele. Da, deci meritați, eu zic, felicitările noastre pentru... Aceste cifre sunt cunoscute, le publicăm și noi. Sunt publice, și cineva care dorește să vadă competențele mele și a altor colegi, să meargă pe cifre. Eu sunt dispus să discut cu oricine. În această situație, vă spuneam, în care vom avea din venituri o mare parte reduse, noi încercăm să dăm și aceste facilități și să reușim să... pentru că aceste facilități trebuie acordate agențiilor economice. Gândiți-vă, ei n-au câștigat nimic. Trebuie să facă cheltuieli suplimentare, să amenajeze, să respecte toate condițiile nou create, da? Și, sigur, vor porni un pic mai greu acum. Domnule primar... Am terminat cu afirmații și cu procente. Deci sunt lucruri bune și să știți că asta contează foarte mult, ca oamenii să știe despre aceste lucruri și mă bucur foarte mult că de fiecare dată veniți cu cifre concrete. Este mai mult decât, știți cum e, în politică se vorbește mult și mai puțin fapte. Iată că dumneavoastră ați venit cu chestiuni concrete care eu cred că vor lămuri aceste controverse care apar în social media și acum, nu știu, uneori mă gândesc așa că poate s-a ajuns la un prag prea mare de lipsă de caracter, pot spune așa, în sensul că oricine poate scrie orice și oricum și asta. Sigur că acum internetul a devenit totuși un spațiu public și se pot lua și măsuri legale. Dar totuși lupta politică trebuie să se ducă în mediul politic. Așa cred eu. Dumneavoastră veniți și ne spuneți că sunteți atacat așa pe persoană fizică cum ar veni. Da. Eu cred că lucrurile astea trebuie și ați făcut foarte bine că ați venit aici și ați lămurit. Da, și eu vă mulțumesc că oamenii ocazie. Trebuie să știți, oamenii trebuie să afle în momentul în care nu dai un răspuns, că nici și tăcerea nu e de aur, cum se spune altă dată. Trebuie să dai omului și versiunea celuilalt, trebuie să asculte. E foarte bine. Adesea vorbim un pic și despre proiecte pe da, care... Aș dori să fac o singură afirmație. Cetățenii cunosc situația. Ei știu. Văd că acolo se lucrează. Până la urmă... Și vor sancționa... La momentul potrivit electoral, exact. Vor ști să... Și cei care spun, haide să mergem în față, să vedem cum ne privim, vom merge în fața lor și vom vedea cum ne privesc cetățenii și pe unii și pe alții. Acum, sigur că trebuie să discutăm un pic de proiectele pe care le avem. Eu pot să fac și o analiză comparativă. Vă promit că la emisiunea viitoare aducem exact ce am promis și ce am făcut. Acum am venit sigur cu cele mai mari proiecte, pentru că da, e bine pe surse de finanțare, așa mi-am structurat eu, dacă da, sunteți da, de acord. Vreau. Și haideți să vedem cam fazele în care sunt. Pentru că s-au făcut așa și aici afirmații că multe proiecte nu au fost implementate. Și eu aș dori să arăt proiectele și să arăt faza de implementare. Valorificarea potențialului turistic este un proiect care s-a semnat contractul de finanțare de 9-3-2018, în data de 11-3-2020, deci exact după aproape 2 ani, procedura a fost anulată automat, deoarece la data limită de punerea ofertelor, deși 7 constructori au solicitat caietul documentația, da, nu a mai depus niciun ofertă. A apărut pandemia și
nu a mai avut nimeni curajul să pună, sigur mai modifica și indicatorii, pentru că a trecut mai mult timp. Vom scoate din nou la licitație și sigur că acum vedem exact ce se va întâmpla pe viitor. A fost proiectul pe care noi am avut mari speranțe, este un proiect de 4,5 milioane de euro și un proiect în care am trecut de toate fazele și am ajuns aici. Trebuie să înțeleagă fiecare cetățean că este o procedură foarte complicată, întocmirea documentației și de asemenea licitația, de la care nu putem să ne abatem, având în vedere că sunt sancțiuni prevăzute de lege foarte mari. A doua problemă este dezvoltarea și al doilea proiect este dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale școala numărul 1. Suntem pe data de 28.05 acest an, s-a semnat contractul de execuție, valoarea contractului 13 milioane de lei. Suntem în faza în care se începe proiectarea și apoi execuția. La școala gimnazială numărul 2 s-a făcut studiu de fezabilitate, s-a depus la ADR Piatra Neamț, chiar astăzi am discutat, este în perioada precontractuală, se verifică proiectul, avem informații că va fi susținut și acest proiect, de un proiect în valoare de 13 milioane de lei. Așa, acestea au fost proiecte cu finanțare europeană și mai avem și proiectul pe GAL, pe PNDR, achiziția unui utilaj pentru tot aeroportul. Vă întreb aici, fiindcă tot avem. A fost bun proiectul ăsta pe NDL? Cum vi se pare, dumneavoastră? Cum îl considerați ca... Stați un pic, acum noi vorbim pe POR. N-am ajuns acolo. Vorbim pe POR acum, deci pe fonduri europene. Așa. Și ajungem și la PNDL. Și când ajungem să-mi spuneți despre PNDL, pentru că e un subiect la mod acum, că a fost bun, că a fost rău. Acum noi avem aici, de asemenea, pe PNDL, avem infrastructura de canalizare și stația de epurare, mult discutată investiție. Ea funcționează în totalitate cu mici probleme de care apar până în perioada aceasta de garanție. Au mai fost pompe de schimbat pe la anumite stații, dar este un proiect de 61 de milioane de lei. Cel mai mare proiect pe care am avut o sumă foarte mare și orașul va avea 80% din cetățeni racordați la canalizare, cu posibilitatea de racordare. Nu am ajuns acest procent pentru că cetățenii se racordează fiecare treptat, pe rând, treptat, și noi trebuie să ajungem la acest procent. Investiția este finalizată 90%. Este un dig de protecție care se face în jurul stației de epurare. Pentru domnul primar, și când o să terminați toate lucrările astea, ce o să le mai spunem oamenilor? Ce mai trebuie făcut? Sunt altele. Apar altele, nu? S-a pus în lucru, sunt altele. De asemenea, avem pe servicii comunitare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, un proiect în valoare de 121 de milioane. Facem trei case și un centru de zi. Este în derulare proiectul. Contribuția locală la toate aceste proiecte a fost de 2%. Și acum să caracterizăm ca surse de finanțare. Fondurile europene, deci se accesează foarte greu, pentru că sunt multe documente de prezentat. Dar sunt mai mulți bani nerambursabili. Sumele sunt destul de mari, pe care le cheltuiește, da? Primăria, pentru că se face documentația. Toată trebuie să o plătim. Înțeles, deci documentația vine în sarcina autorității locale. Și, dar contribuția noastră este mai mică și sunt fonduri sigure, controlate de către specialiștii de la ADR. Și în faza aceasta suntem cu aceste proiecte. Acum, din fonduri guvernamentale. Și aici introducem PNDL-ul de care a zis dumneavoastră. Vă rog. Noi am avut un proiect de 4 străzi, strada Bișoara, strada Capitan Bușilă, strada Tăbăcari, strada Daniela Căurea. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 9.06.2015. Deci, acum 5 ani. Celălalt proiect, tot aici, 8 străzi, Vasile Alexandrei, Ștefan Constantinescu, Avram Iancu, Gura, Stănicu, Asta, Măgurii, Salinii, Poet Grămadă și Părâu Vâlcica. La fel, în 2015, pe 25 august, s-a semnat contractul de finanțare. De ce durează atât de mult de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea lucrării? Cel puțin 2 ani de zile trebuie lucrat la această documentație. Apoi există licitația, care iarăși durează foarte mult timp, și sunt etape care trebuiesc respectate.
Cei care spun că a avut de 5 ani, a avut de 7 ani, nu e adevărat. Dar pot apărea și, ban. Pot deci apărea și contestații, la, nu? Încă da, nu-i rezolvat nici problema. Îl mai lungesc asta. Este așa, nu ai niciun ban. Semnezi un contract care îți permite să faci proiectare și să faci execuții. În funcție de lucrările care le faci, depui documentația și ministerul îți decontează aceste sume. Stadiul în care se află acum, cele 4 străzi realizate 100%, cele 8 străzi realizate 100%. Reabilitare și modernizare Colegiul Costache Negri, în valoare de 10 milioane, este realizat 30%. Piticot B, de care am mai discutat, 3 milioane, faza este 65%. Grădinița Piticot A, la fel, este în fază avansată, peste 50%. Și construire și dotare Centrul Multifuncțional Creșă. Gândiți-vă dumneavoastră că noi am semnat contractul de finanțare în 2018. Nici acum n-a reușit să termin licitația. Am avut de 3 ori licitație, nu s-a prezentat nimeni la licitație și aici trebuie să făcută precizarea că e din ce în ce mai greu să găsești constructori în România. Nu știu dacă sunt eu cel care să spun cauzele, dar care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, problemele? Da, situația economică, situația politică, socială? Nu, constructorii au probleme cu muncitori. Cu muncitori, nu? Muncitori, sunt mulți plecați în afară și sunt foarte... Deci lipsa forței de muncă. Exact, lipsa și forței de muncă. Sunt și mesele, adică nu poți numai necalificat să iei acolo, nu? Sunt lucrări care trebuie să ai lucrări, oameni de specialitate. Un grad înalt de finisare. Sunt lucrări care sunt de valori foarte mari. Am uitat să vă spun că numai din fonduri europene am accesat 121 de milioane. Asta înseamnă, dacă vorbim, 25 de milioane de euro. Deci 25 de milioane de euro. Gândiți-vă că bugetul localității noastre, surse proprie, este 1 milion de euro. Deci am adus banii pentru 25 de ani. De 25 de bugete. Bun. Acum și din fonduri guvernamentale avem 777 de mii de euro. E o sursă și mă întrebați de PNDL. Păi, un program foarte bun, foarte bun, care a fost început de guvernul PSD, se continuă de către actualul guvern. Noi finanțarea am obținut-o în timpul guvernării PSD și trebuie să recunoaștem acest lucru. Deci un asemenea program trebuie să existe, pentru că altfel continuă și acum, administrațiile locale pur și simplu nu au alte pârghii. Nu au finanțare, nu putem realiza dacă nu sunt aceste programe. El decurge în condiții bune, mai avem tot pe fonduri guvernamentale, pe cele două companii, Agenția Națională de Locuințe, unde avem un proiect, un bloc cu 48 de spații de locuit, un bloc de 795.000 de euro. Contribuția bugetului local aici este destul de mare, este 120.000 de euro am dat noi, pentru că a trebuit să facem noi branșamentele la apă, gaze, energie electrică și racordul la canalizare. Cât la sută din Târgu Ocna au acoperirea cu rețea de gaze? Undeva la 50% din localitate. Sunt cartierele. Este un program acum nou care văd că guvernanții declară că 1 miliard de euro sunt puși la dispoziția României pentru și noi am făcut asemenea infrastructură. Am făcut solicitări pentru toți cei care nu au. La noi a fost o situație specială, mulți n-au dorit. Păi am avut... Era pădure aproape și... Am filmat zile trecute o ședință de consiliu local, nu nominalizez aici, în care consilierii au fost împotriva introduceri gaze. De ce? Tocmai ca primarul în funcție să nu cumva să fie el cel care deschide. Da, e interesant așa campanie. Și noi am avut un refuz categoric. Da, da, oamenii se pot conecta exact ca la apă, mai treptat. Ai infrastructura făcută, nu cum e. La apă merge, dar la gaz nu. La gaz trebuie să ai consumatorul. Eu aici trebuie să pun întrebările ca omul, ca cetățean, așa mai naiv. Da, dar noi am avut și situații când cetățenii n-au avut apă și acum cu seceta doresc. Avem situația de la în cartierul Muncele. Cum să nu vrei apă, cum să nu vrei gaze? Când e gratis e mai... E mai greu. Interesant decât atunci când trebuie să plătești. Haideți să continuăm. Vă rog. Tot pe Compania Națională de Investiții avem Casa de Cultură, unde în 2017 s-a semnat contractul. Așa. Sunt acum, în 2 ani trebuie să fie gata, am depășit un an. Aici compania s-a ocupat și de licitații. Aici vreau să spun că la ANL și la companie se ocupă de licitații, de toată
noi doar am depus documentația, relațiile cu decontările care se fac, se fac între constructor și aceste companie națională și Agenția Națională de Locuințe. Casa de Cultură este undeva 80% rezolvată. Blocul ANL, am trecut astăzi acolo, am vorbit cu constructorul, undeva la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, vor fi finalizate lucrările. Cine vor fi beneficiare la avem ANL? Deja lista, așteaptă. Tinerii stau și așteaptă tineri. Să se mute, sigur. Se vor bucura tinerii. Sigur. Și ce este important, pentru că atunci când se termină blocul, vom avea și utilitățile. Că știți că am avut câteva situații în care utilitățile nu au fost. Cam câte apartamente vor fi? 48. Garsoniere și 8 apartamente. Veste bună pentru tine. În total 48. Acum, avem și proiecte finanțate din fonduri externe rambursabile, spre exemplu, din Elveția, am construit un teren multisport la școala numărul 1. Multifuncțional acolo, da. Exact. Unde 40.000 de euro a fost contribuția lor, 10.000 de euro de la bugetul local, este finalizat, este folosit acum de tineri, mai puțin în perioada asta, dar va fi folosit în continuare. De asemenea, avem un proiect cu direcția, cu Administrația Națională a Penitenciarelor, unde noi vom amenaja o casă pentru cei de la Centrul de Educare Minori. 42.000 de euro a fost contribuția lor, grantul, deci fondurile rambursabile. Noi am cheltuit aici și de 30.000 de euro. Acum, sigur, mă întrebați ce se va întâmpla. Avem foarte multe proiecte care sunt doar depuse intențiile și mi-aș dori să le prezint. Reabilitare, modernizare și dotare Centrul de Activități Culturale Educative, Clubul Elevilor. Este depus la CNI în data de 20.12.2018 și am solicitat finanțare. Avem reabilitare, modernizare, dotare Centrul Cultural Casa Borisov. La fel, cererea e depusă pe data de 20.12.2018 și avem solicitarea de finanțare. Reabilitare, modernizare, Centrul Muzeal Gheorghe Asachi, fosta clădirea poliției, depusă cererea pe data de 20.12.2018 cu solicitare de finanțare. Reabilitare, modernizare, Centrul Multifuncțional Cinematograf, fostul cinematograf, pe data de 9.8.2018. Ce destinație o să-i dați acolo? Tot? E un centru multifuncțional. Și cinematograf. Pe partea și, culturală. Exact, partea culturală. De asemenea, reabilitarea și refacerea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor. Avem strada Elisei Ursac, strada Cireșoaia, strada Zimbrului, strada Țărâncuța, strada Cărbunarul, Mihai Colinceanu și Horia. Avem solicitarea de finanțare din 11.04.2019. Suntem în faza executării studiului de fezabilitate. Avem de asemenea proiecte finanțate conform hotărârii Guvernului 1022 din 28.12.2018 pentru modificarea și completarea unei alte hotărâri de guvern. Și aici avem în Parcul Măgura finanțarea de la Ministerul Turismului prin master planul investițiilor în turism și avem amenajarea cu Parc Măgura în 28.12. Avem solicitarea de finanțare, amenajarea ca zonă de agrement lacul cu apă sărată, zona din Parcul Măgura. Acolo am obținut de la Institutul de Balneologie acreditarea că s-au făcut analize de curs mai multor ani, că poate fi folosit ca lac terapeutic și apa folosită pentru diferite tratamente. Avem de asemenea amenajarea Parcului Aventura, tot pe Ministerul Turismului și în 28.12 a fost solicitarea domnului și amenajarea unui patinoar. Toate aceste proiecte sunt în faza de studiu de fezabilitate. Avem hotărârea de guvern care va permite finanțarea acestor proiecte. Acum să facem o sinteză. Total fonduri europene. O să vorbim în lei. 121 de milioane, PNDL-ul 18 milioane, ANL Bloc 3 milioane, Casa de Cultură 1.600.000, terenul 185.000, celălalt proiect cu ANP-ul 204.000, total. În total, pe euro, avem 30 de milioane de euro. Domnul primar, noi vă felicităm, din păcate... Și contribuția localității, bugetul local, 1 milion. Da, domnul primar... La 30 de milioane de euro veniți... Da.
putem pune și noi 1 milion. Sigur. Asta înseamnă iată performanță și asta înseamnă... foarte importantă pe care dumneavoastră ați reușit să o atrageți pentru Târgu Ocna. Exact. Sunt vești bune. În primul rând mă încântă foarte mult că parcul va fi, și așa este frumos, va deveni și mai frumos. Am observat măsuri pe care le-ați luat pentru relansarea, chiar îmbunătățirea și, hai să spunem, perfecționarea serviciilor de turism. Nu rămâne decât să vă urez mult succes în continuare. Din păcate, noi trebuie să încheiem aici. A zburat timpul. În prezența dumneavoastră, timpul trece foarte repede. Sunteți un interlocutor de la care putem afla foarte multe lucruri și putem discuta până mâine despre proiecte. Dar important este că ați făcut astăzi împreună cu noi o sinteză. Eu cred că telespectatorii noștri își doresc să vă revadă aici la Exclusiv TV și le promitem că vom mai avea asemenea întâlniri, mai ales că este un an mai complicat, nu din punct de vedere al pandemiei, ci faptul că urmează o campanie electorală extrem de încărcată, delicată. Dumneavoastră sunteți un luptător, am văzut, am demonstrat aici împreună că nu vă lăsați, chiar dacă primiți și controle de la București. Au fost, am văzut documente pe care le-a spus la dispoziție că până la urmă aceste controle, chiar dacă unele au fost cu dedicație, cum se spune în limbajul popular, au demonstrat cu negru pe alb că dumneavoastră v-ați făcut treaba și că lucrurile au fost în regulă. Domnul primar, vă felicit, vă mulțumim foarte mult pentru participare și vă așteptăm cu noi lucruri așa. Dacă mai doriți pe finalul discuției noastre să mai completați ceva. La dumneavoastră și trebuie să completez că norocul nostru a fost când specialiștii care au venit în corpul de control sunt persoane bine puse la punct cu toate problemele și din punct de vedere juridic și tehnic și economic și au verificat documentele și de aceea am ieșit bine. Mai aveam două proiecte de care vreau să spun. Am depus acum, ne pregătim să depunem la CNI, un proiect reabilitare străzi cartiere și aici am prins toate străzile din cartiere unde s-au făcut canalizare și apă, deci unde avem utilitățile introduse și toate străzile din oraș unde avem utilitățile. Până nu avem utilitățile introduse, nu puteam să depunem aceste proiecte. Având aceste utilități, ne-am permis să facem și aceste proiecte. Și eu vă mulțumesc, vin cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, nu uitați să urmăriți emisiunile noastre care, pe măsură ce ne apropiem de alegerile locale, vor fi mai consistente, mai pline de informații și sperăm că primarii care vin alături de noi vă aduc vești bune, pentru că într-un an în care am fost obligați să stăm în case din cauza acestei pandemii, iată că primarii și-au continuat activitatea, administrații locale din județul Bacău chiar au făcut eforturi deosebite pentru ca noi toți să trăim în continuare la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, având în vedere proiectele viitoare pe care domnul primar Ștefan Șilochi ne le-a prezentat astăzi. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, vă spun tuturor la revedere. Domnul primar, mult succes în continuare și vă așteptăm în continuare cu vești bune, pentru că de fiecare dată am abordat alte teme, alte probleme și cred că niciodată nu e prea puțin să le spunem oamenilor așa cum stau lucrurile la Târgu Ocna, în stațiunea Târgu Ocna. La revedere tuturor! La revedere!